Cu minte, ține minte că cineva mi-a spus că am harul să te fac din cuvinte. Nu poți să crezi că spui că e ușor când vorba bate și o cumbată și covoarele pe bătător. Tu știi cam câte chestii își dorește un copil care nu are casă și acum stă într-un azil, a? Vreau să te simți inutil și am dreptate. Ești inutil copil, aș devi la maternitate. Băi, nu se mai poate. Ai atâta lume în spate și pretinzi în continuare că faci totul ca la carte, în timp ce lumea se zbate și dă din coate pentru o bucată de pâine. Voi o ardeți prin palate și e nasol, 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 nasol. Știi că dacă te prinde vreunul o să te pună la sol. Și dacă o să ai puterea vreodată să îmi răspunzi, atunci o să te întreb până unde vrei să ajungi. Avem ceva de spus. Toate o iau razna. Cum se face mișto de noi în țara asta? Cum unii încearcă să strângă adel o viață, iar ăștia vin acum să ne fure pe față. Știi că sunt vorbe goale, adică promisiuni, adică la urma urmei sunt doar minciuni. Ce? Pe care mass media le transmite în direct să-ți dea impresia că trăiești de fapt într-un sistem perfect. Să te facă să crezi că ți-asigură ziua de mâine, dar și se pare că vrăjeala încă ține. Sunt atâtea probleme și toate ne lovesc pe rând. Lumea-și pune o întrebare și anume: până când, până când, hai de gând să ne mint, să ne fur. Până când, hai de gând să ne mai caci pe bătături. Suntem motivați să credem că toate ne merg pe dos. Ăsta e guvernul unei țări care ne trage în jos. Avem ceva de spus. Vom ține capul sus. De noi nu vei scăpa. Atâta vreme cât vom rezista. Să ne mai puneți pe roate. Nu vă pasă, mă, de nimic.